De o lună aștepta să se întâmple o minune și fiul pierdut printre străini să revină acasă. Ieri însă, mama a primit vestea care i-a rupt inima în bucăți. Fiul ei a fost găsit fără suflare. Suferința este cu atât mai mare cu cât nepoata ei a rămas acum orfană de ambii părinți. În legătură directă cu noi prin Facebook este Gica, mama lui Marian, cea care își căuta în urmă cu 10 zile aici la noi la emisiune fiul, care plecase la muncă în Spania și care n-a mai ajuns niciodată la destinație. Doamna Gica, condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Cum ați aflat? Cine v-a sunat, doamna Gica, să vă spună? A venit șeful de la noi de la poliție și m-a anunțat. Ce v-au spus? Cum l-au găsit pe băiat? Mi-au spus că l-au găsit acolo în Franța, băgat sub pod. Alte date era nu aveți. Mort. Nu știți de cât timp fusese mort, dacă fusese o moarte nu violentă. Știm. Nimic, nimic. Nu știm absolut nimic. Doamna Gica, da. Povestea lui de viață este cumplită pentru că dumneavoastră ne-a spus și atunci când ne-ați sunat. El a avut o soție care a murit de cancer ovarian. A rămas o fetiță care câți ani avea atunci fetița? 4 ani. A, avea 4 ani. Dumneavoastră ați crescut-o pe fetiță de la 4 ani, fără mamă. Da. Băiatul dumneavoastră câți ani avea? 40. A plecat în... 48. Iată, a plecat în Spania pentru a-i oferi un viitor mai bun fetiței, care oricum e crescută fără mamă de la 4 ani. Și vreau să-mi spuneți așa, încă o dată, pentru cei care ne urmăresc, dumneavoastră vă dați seama acum câte familii care ne-au... Deci, cerut nou ajutorul, care spun că nu și-au mai găsit membrii familiei plecați în străinătate la muncă și pe care îi caută continuu. Au apelat și la autoritățile franceze, și la cele din Spania, și la cele din Anglia, și la poliția română. Au apelat și la noi. N-au primit niciun semn despre tații, soții, fraților. Iar acum când dumneavoastră ne spuneți că al dumneavoastră a fost găsit la granița dintre Franța și Spania, sub un pod, mort, cam cei în sufletul acelor familii care își caută necontenit românii plecați în străinătate și despre care nu mai știu nimic, toți se gândesc că vor primi într-o zi aceeași veste cumplită pe care ați primit-o dumneavoastră aseară, în ajun de Crăciun. Da. Pentru că nu ne explicăm nici noi, și am făcut aici 100 de trasee, 100 de emisiuni, despre românii care pleacă cu niște microbuze, se dau jos la o benzinărie sau nu știu unde și nu mai sunt găsiți niciodată nicăieri. Ba sunt amenințați cu moartea, ba primesc mesaje, ba sunt hăituiți, ba sunt alergați. Nu știm de ce li se întâmplă asta și de ce nimeni nu ne dă niciun răspuns. Iar iată, într-un final, dumneavoastră măcar aveți o veste. Dar ei nici acum n-au vești, de luni întregi. L-ați găsit fără suflare sub un pod în Franța. Și totuși ne întrebăm cum e posibil. S-a dus el singur să se omoare acolo? Credeți că nu putea, dacă avea, Doamne ferește, gânduri din astea, să facă oriunde acasă, trebuia să se ducă până acolo? Deci ceva se întâmplă. Ce se întâmplă cu românii noștri? Cine îi aduce în situația asta? Acum, vreau să vă întreb cum a primit nepoata dumneavoastră, fiica acestui bărbat, vestea. Eu când am venit de la poliție, doamnă, și am ajuns acasă, am mai stat un pic și m-am tot gândit cum să-i spun că a murit și tatăl ei și a rămas și fără tată. Atunci când a auzit, a început să plângă. N-aveam ce să mai... Nu puteam să mă mai opresc din plâns. Problema nu este doar că a murit, care oricum este cea mai grea veste pe care o poate primi un părinte despre copilul lui, ci faptul că n-aveți cu ce să-l aduceți în țară să-l înmormântați creștinește. Câți bani ar costa aducerea lui în țară? Doamnă, eu după câte auzi de la primărie, îmi spusă că mă costă în jurul la 6.000 de euro. Dumneavoastră, câți bani aveți în casă acum? Eu nu am decât ce strânsă-i de la
și am strâns lumea prin sat. Pe 30 de milioane. Nici măcar 1000. Ar trebui să-l îngropați cât mai repede, pentru că așa e legea creștină, să-l aducă și să-l duceți în comuna Sadova, județul Dolj, că noi am tot vorbit despre comuna asta, dar și în alte contexte, a celor trei infractori care l-ar fi omorât pe milionarul din Sibiu. N-aveți bani. Vine Crăciunul, aveți o nepoată în întreținere care a rămas fără mamă, fără tată. Situația este cumplită și facem din nou un apel la românii noștri care ne privesc de peste tot din lume să ne ajute, să se pună în situația dumneavoastră și să înțeleagă că este o situație fără ieșire. Avem conturile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, Acces Direct, pagina oficială, cea cu bifa albastră. Dacă intrați acolo, veți găsi, iată, acest topic, moartea lui Marian. Da. Dumneavoastră aveți un cont de Revolut și aveți acolo și numărul și numele dumneavoastră întreg. Rugăm pe toți românii care ne privesc acum să rezoneze cu dumneavoastră și să facă un mic gest de creștin, de omenie. În prag de sărbători dumneavoastră nu cereți lucruri scumpe, nu cereți bani pentru a cumpăra cadouri, nu cereți bani pentru a face alte lucruri. Aveți nevoie de bani să vă aduceți băiatul în țară și să-l îngropați. Îmi pare nespus de rău. Este o veste care ne-a șocat astăzi atunci când am primit-o și noi și vreau să vă întreb, vă aduceți aminte ce ați vorbit ultima oară cu Marian? Nu. Nu mai mi-aduc așa aminte ce am vorbit cu el, doar ce mi-a spus că se duce până acolo, să încarce în dărât, împinge într-o ușă, dar e închisă. E ușa închisă, nu poate să o deschidă. Spuneați că fiul dumneavoastră fusese terorizat în ultima perioadă de acei șoferi de microbuz, spuneați dumneavoastră, pentru că ei îl mai amenințaseră și cu un an înainte, când merseseră în aceeași cursă. Da, l-au bătut cu un an înainte, l-au dat jos din autocar, au cerut și el o sticlă de apă la niște băieți de aici la noi și a zis că vin o să-ți dăm. Și ei, când a văzut că se duce să-i dea sticla cu apă, a învățat șoferii să înfrâneze autocarul până a rupt frânele și de năcaz că a rupt frânele l-au dat jos și l-au bătut. Păi stați un pic, cine a rupt frânele? Șoferi. Adică au vrut să pună frână ca să se împiedice să-l doboare pe el. Să cadă, da. Da, să-l doboare pe el din intervalul ăla, că el mergea ca să ducă în față să-i dea băieță o sticlă de apă. Și a frânat până a rupt frânele. După aia, de năcaz că a rupt frânele, l-au dat jos și l-au bătut. Și tot cu aceiași șoferi a mers și anul acesta când pleca la muncă? Da, da. Anul ăsta când a plecat de acasă și când a văzut că e aceiași șoferi, el s-a șocat și a făcut depresie. De frica lui. Dar v-a sunat pe dumneavoastră să vă spună că e teamă de ceva sau de cineva? Da, ne spunea că l-au fugărit. Ne spunea că e frică. Ne spunea că îi zice niște oameni că dacă ajunge în Spania, îl omoară și ia organele și le vinde. Ne spunea minuni din astea. Da, discuțiile astea le auzea de la cine? Adică îi se spuneau direct? Era amenințat direct în timpul cursei? Nu știu, șefule, dacă era amenințat direct sau așa i s-a arătat lui de la depresia. Deci nu pot să știu. Dacă n-am fost acolo lângă el, eu spun din spusele lui, ce ne spunea el la telefon. Da, este ciudată totuși dispariția lui și, bine, acum moartea lui, aflăm că a fost găsit sub acel pod. Adică dacă ar fi o mână criminală acolo, cu siguranță ar avea legătură cu cei care transportă românii în alte țări. Adică ar trebui să existe undeva o legătură, cineva să dea, să ofere acele informații, el să fie lăsat intenționat prin cine știe ce parcări și de acolo să fie preluat de altcineva. Că altfel nu-mi imaginez de ce să se întâmple lucrurile așa.
Dar ei ca șofer, pentru că l-au lăsat acolo și nu și-au dat interesul de el. Măcar acum când sunt nevoită, că nu am niciun ban să ne ajute să ne-l aduc acasă. Sau să ne ajute cu ceva bani. Bine, că nu am. Noi am vorbit cu șoferii atunci și ei spuneau că l-au așteptat vreo 40 de minute sau o oră, dar nu puteau să-l mai aștepte pentru că până la urmă ei nu sunt obligați să-l ducă pe om acolo dacă el nu mai vrea, dacă el se dă jos și fuge, dacă nu mai vine la microbuz, ei aveau de dus o cursă la bun sfârșit, erau așteptați la o anumită oră. Ba mai mult... Ar fi sunat autoritățile, da, șoferii, și poliția l-ar fi găsit, l-ar fi... dus într-un hotel, doamnă, și de acolo, doamnă, din hotel l-ar fi dus la microbuzul de întoarcere spre țară, doar că el nu s-ar mai fi prezentat la microbuz. Vă rog. Doamna Mirela, nu e adevărat din ce spune ei. L-au găsit polițarii și l-au dus la un hotel datorită mie, că eu când am aflat băiețul din Spania, că n-a ajuns acolo, eu m-am dus, am sunat la poliția aici la noi și au venit acasă și l-am dat pe Interpol. Nici de cu șoferii nici nu s-au interesat, nici nu s-au implicat, măcar ca să sune, să dea știrea lui. Ce este mai ciudat e că acești șoferi nu v-au anunțat pe dumneavoastră și nici colegii lui din Spania care l-așteptau nici acolo nu de dispariție. Nu ne-a anunțat nimeni, dar băiețul lui care l-așteptau că s-a dus să-l ia cu bagajul, băieții m-au anunțat că n-a ajuns în Spania și a spus șoferii că l-au lăsat în Franța. Da, am pregătit și noi o hartă aici, o să mergă la ecranul nostru central. Vedem că în partea de sus a hărții avem orașul Montpellier. Este orașul unde s-ar fi dat jos fiul dumneavoastră și polițiștii l-ar fi găsit aici, în acest oraș. Este granița dintre Franța și Spania. La Le Pertu, cred că se numește. Vedem că sunt 186 de kilometri între Montpellier și Le Pertu, o distanță destul de mare pe care nu știm cu ce ar fi putut să o parcurgă fiul dumneavoastră după ce a fost lăsat de către acești șoferi în acea la acea oprire, la acel PECO sau unde l-au pierdut pe fiul dumneavoastră. E o distanță destul de mare până la locul unde ar fi fost găsit sub un pod în apropierea acestei localități, care este o localitate graniță cu dintre Franța și Spania. Nu putem decât să ne întrebăm dacă a găsit un alt mijloc de transport, dacă a vrut totuși să ajungă până la urmă în Spania, dar de ce să facă asta dacă el practic a refuzat efectiv să se urce în acel autobuz, microbuz, pus la dispoziție de către autoritățile din Franța după o noapte de cazare oferită de către autoritățile din Franța pentru Eu acest... Eu aș vrea să întreb dacă dumneavoastră, doamna, ați primit, nu știu, vreo informație, orice mic detaliu de la poliție, nu v-a spus ce s-ar fi întâmplat acolo? Cum l-au găsit? Nu. Acum când l-au găsit mort? Da. Nu mi-au spus absolut nimic. Decât atât mi-au spus că l-au găsit mort sub pod. Nu v-au zis nici dacă v-au mai întrebat, dacă, nu știu, îmbrăcat, dezbrăcat, urme de violențe pe corp, cu fața în sus, cu fața în jos. Nu mi-au spus absolut nimic. Păi și ce facem? Repatriem un corp? Știm că vine într-un sicriu sigilat, adică nu știm nimic din ce e acolo, sau ce se află acolo, doar putem să fim siguri că vine acest corp repatriat, trimis de către o autoritate și de către autoritățile, de fapt, din Franța, însă ar trebui să vă vină un dosar, nu știu, niște hârtii, o autopsie să fi fost făcută. Da, cred că și prea acolo. Repede. E încă de vreme, e repede, pentru că dacă l-au găsit... Au sunat de aici, de la noi, de la primărie, și au spus că să așteptăm până îi face autopsia. Nu ne-au spus absolut nimic dacă are urme pe el sau ceva. Și-au spus că omul care se duce să-l aducă de acolo cu mașina de mort, ne ia poza lui și ne-o trimite să-l recunoaștem dacă este el persoană. Înainte să-l ridice. Și ați făcut, da, a făcut asta? Ridice. Și v-au trimis poza să-l recunoașteți?
Nu, deocamdată acum nu. Înțeles. Dar s-a găsit asupra lui buletinul, înțeleg, da? Avea buletinul la el. Are buletin. Da, are buletinul la telefon este Ana, o telespectatoare care ne-a dat nouă un mesaj tot așa legat de această situație cu disparițiile românilor în stațiile de benzinărie din Franța și Ana spune că ea crede că șoferii aceștia ar face parte dintr-o anumită mafie. Nu știm la ce se referă, dar este acum la telefon. Bună seara, Ana! Bună seara! Ana, spune-mi, te rog, ce vrei să spui cu asta? Dacă știi mai multe, dă-ne detalii, că e important să înțelegem și noi fenomenul. Ce se întâmplă? Nu am vrut să spun că șoferii fac parte din această mafie. Spun că șoferii cunosc despre ce este vorba. Dar despre ce este vorba? Deci am făcut... am dat autobuzul spre Spania de 3 ori și de fiecare dată în Franța ni s-a spus să nu coborăm din autocare, să nu ne îndepărtăm prea mult de autocare și dacă mergem, să mergem în grupuri, să cumpărăm sau la toaletă sau unde trebuie să mergem, pentru că sunt aceste grupuri de persoane. Nu știu exact dacă sunt români sau grupuri de rom, dar se ocupă cu schimbul valutar cu alba neagră și bănuiesc că sunt ai noștri și... Păi și să răpească persoane din stațiile PECO, doamnă? Păi îi ademenesc, îi ademenesc că îi duc mai... îi îndepărtează de autocare să le fure cea de banii să mai știu ce. Înțelegeți? Se adună ei între ei și îi îndepărtează de autocare și atunci se poate întâmpla orice. Asta da, în Franța? Mi se pare incredibil, adică, că auzim că românii noștri, bine, și cred că nu numai românii, sunt atenționați, domne, nu coborâți în Franța. E incredibil. Nu, coborâți, dar grupuri organizate, nu de coborâți în grupuri. Da, asta era anunțat în Egipt, cu 15 ani, știi, să nu te duci singur. Da, asta se întâmpla exact în Egipt, da, cu 15 ani, că acum e sigură țara. Da, bine, asta știu numai în Franța, deci pe tot parcursul din România până în... În Spania nu s-a întâmplat nimic decât în Franța. Doamnă, să știți că și noi am avut tot legat de Franța, mai multe cazuri aici, cu dispariția ale românilor, în drum spre muncă, sau ori tranzitau Franța, ori trebuiau să meargă spre Anglia și aveau nevoie acolo să schimbe. Știți că era alt oraș ăla de port, de unde se lua feribotul și se trecea spre Anglia. Și la fel în Franța au dispărut români, au dispărut tot așa din niște benzinării. Ba au luat-o la goană, ba s-au îndepărtat, ba n-au mai ajuns la microbuz. Adică nu cred că este chiar întâmplătoare toată situația asta. Nu cred că este o coincidență. Nu știu dacă e o coincidență. Pentru mine nu este nicio coincidență. Știu sigur că asta se întâmplă, fiindcă șoferul de pe autocar ne-a avertizat despre aceste grupuri. Acum cine a căzut în mrejele lor, sau nu știu cum să le spun. Da, dar în afară că te tâlhăresc, hai să zici că te... caută de bani, de așa. De ce, de ce îl găsești mort la 200 de kilometri după o lună? Asta nu ne explicăm. Păi ce să spun, dacă s-au îndepărtat. Eu știu la ce ceartă se... Îndepărtat mult. Nu le dă ce trebuie, poate mai cer bani, le cer de acasă. Nu știu, habar n-am. N-aș putea să spun mai multe decât... Atât, că știu că se întâmplă chestiile astea, iar șoferii nu vor vorbi pentru că le e teamă. Fiindcă îi cunosc pe șoferi. Adică ei, mafia de acolo, din Franța, cunosc șoferii care sunt. Iar șoferii nu o să spună niciodată nimic împotriva lor. De teama lor, bineînțeles. Bine, dar dacă se întâmplă o dată, de două, de trei ori, nu s-au sesizat autoritățile? Adică unde ești? Păi, tocmai că asta habar n-am, nu înțeleg nici eu.